Astăzi vom parcurge toate cele trei sezoane ale lui Danny Phantom. Vom analiza momentele cheie pentru fiecare personaj, vom dezvălui câteva dintre misterele serialului și vom semnala câteva dintre gafele lui. Cândva în orașul Amity Park, trei prieteni numiți Vlad Masters, Jack Phantom și Madeline au fost aduși împreună de entuziasmul lor comun pentru fantome. Acum v-ați putea întreba, ce sunt aceste fantome cu adevărat? Aceste ființe sunt alcătuite dintr-o substanță numită ectoplasmă sau energie fantomă și locuiesc în într-o lume paralelă cu a noastră. Vlad și Jack aveau sentimente pentru Madeline, dar din păcate inima ei aparținea lui Jack. Uniți de pasiunea lor pentru fenomenele paranormale, trioul a pornit într-un proiect ambițios, construind un portal către lumea fantomelor. Această lume putea fi accesată prin portaluri fantomă, dispozitive create ingenios de părinții viitori a lui Danny, Jack și Madeline. Într-un mod interesant, aceste portaluri nu puteau doar transporta oamenii în diferite dimensiuni, ci și în diferite epoci. Unele dintre ele apar chiar și în mod natural, precum cel celebru din Triunghiul Bermudelor. În timpul construcției unui portal, Jack a făcut o eroare catastrofală, umplând filtrul ecto cu suc dietetic în locul substanței necesare. Această greșeală a cauzat o explozie care a deformat fața lui Vlad și l-a înzestrat cu puteri malefice de fantomă. După acest incident devastator, cei trei prieteni s-au îndepărtat unul de celălalt. Acum, după 10 ani, Jack și Madeline sunt căsătoriți și au doi copii, Danny și Jazz. În timp ce Vlad a devenit miliardar după ce a moșnit o companie de lactate, Jack își folosește averea pentru a-și construi propriul portal către lumea fantomelor. Danny, acum în vârstă de 14 ani, s-a împrietenit la școală cu Tucker Foley, un pasionat de tehnologie care avea dificultăți să cucerească fetele, și cu Samantha, o iubitoare de modă goth. Să știți că părinții Samanthei sunt bogați, dar este un secret știut de puțini. Am uitat să menționez că Danny și Samantha simțeau atracție unul față de celălalt. Într-o zi, Tucker și Samantha au descoperit că părinții lui Danny au un laborator pentru vânătoarea de fantome și l-au convins să le arate locul în secret. Înăuntru au găsit portalul către lumea fantomelor. La insistențele lor, Danny a explorat portalul, ceea ce l-a condus la fuziunea cu o fantomă prietenoasă. După o lună de trăit pe jumătate fantomă, Danny nu era chiar încântat. Norocul lui a fost că tatăl său inventase un dispozitiv de prindere a fantomelor care a devenit indispensabil pentru a se ocupa de ele. Aici apare primul nostru antagonist, Skulker, o fantomă cu o fantezie pentru exemplare rare, care și-a îndreptat atenția spre Danny datorită statutului său unic de jumătate om, jumătate fantomă. Confruntarea lor inițială nu a fost deloc de neglijat, iar cu puțin ajutor neintenționat din partea lui Tucker, au reușit să-l păcălească pe Skulker. În ciuda numeroaselor întâlniri cu fantomele și aventurilor paranormale, Danny nu a avut curajul să pășească în lumea fantomelor. Într-o scurtă perioadă de furie provocată de aniversare, mama s-a declarat accidental Spectro Speeder cu Danny în interior, propulsându-l în zona fantomilor, marcând astfel prima sa călătorie intenționată în această lume delicată. Sejorul său a fost întrerupt de frica întâlnirii cu intimidantul Walker, gardianul închisorii din lumea fantomelor. Ulterior, Danny a fost obligat să facă o altă călătorie în lumea fantomilor când a pierdut un cadou prețios pe care tatăl său avea de gând să-l ofere mamei sale. Pentru a-l recupera, a trebuit să înfrunte din nou lumea spectrală. Din păcate, Walker l-a interceptat, ceea ce a făcut ca Danny să fie aruncat în închisoarea fantomilor alături de alte spirite care încălcau legea. Cu Danny închis, prietenii săi au trebuit să organizeze o îndrăzneață misiune de salvare. Această situație a dus la o alianță neașteptată. Danny s-a unit cu fantoma încarcerată pentru a-l răsturna pe Walker. În timpul acestei aventuri, Danny a descoperit un fapt interesant. În zona fantomilor, oamenii pot trece prin obiecte, asemănându-se abilităților fantomilor în lumea umană. Victoria îi aparține lui Danny, care s-a întors cu darul la timp pentru a calma tensiunile dintre părinții săi care erau pe cale să divorțeze din cauza unui aniversar de nuntă uitate. Amintiți de Valerie, după ce și-a găsit bunurile distruse de Danny, ea a fost inspirată să devină vânător de fantome. Dar cum ar putea să realizeze asta? Întâmplător, Vlad a auzit ambițiile ei și i-a trimis un costum special pentru vânătoarea de fantome. Cu toate acestea, în ciuda hotărârii și a numeroaselor încercări, ea nu a reușit niciodată să-l prindă pe Danny. Pentru prima dată, părinții lui Danny au trebuit să se confrunte direct cu fantomele când Walker și acoliții său i-au posedat pe locuitorii orașului. Relaxați, Danny și părinții lui au făcut față provocării, dar în ciuda aspectului său nealterat, cu excepția îmbrăcămintei, mama lui Danny nu a putut să-l recunoască. Mai târziu, Circus Gotica, o trupă de circ ciudată, a trimis o invitație locuitorilor orașului pentru un spectacol spectral. Principala lor misiune? Recrutarea lui Danny ca unul dintre soldaților fantomă. Au reușit să-l captureze pe Danny mental, determinându-i pe prietenul lui să se străduiască să-l ajute. Sub influența Circus Gotica, Danny este manipulat să comită jafuri bancare, fiind denumit
primit fantoma malefică a orașului. După ce i-au atras pe locuitori la circ și i-au închis în capcană, Serca Scotica plănuie și distrugerea lor. Cu toate acestea, părinții lui Danny sunt de neclintit în fața acestei amenințări, dejucând intențiile odioase ale Serca Scotica. Într-o secvență palpitantă de urmărire, Sam și Tucker îl urmăresc neobosit pe Danny, când Sam aproape cade de pe un tren. Părinții lui Danny nu au altă opțiune decât să-l ajute. Danny apare pentru o salvare în ultima clipă, readucând totul la normal, ca și cum haosul nu s-ar fi întâmplat niciodată. Pe alt front, în timp ce Vlad încearcă să fure inelul regelui fantomă pentru a-și spori puterile, el îl trezește din greșeală pe regele Paria. Regele Paria, un fost conducător al zonei fantomilor, era cunoscut pentru domnia sa tiranică întărită de coroana și inelul său legendare. Anterior stornat de o coaliție de spirite străvechi, regele Paria s-a odihnit într-un somn magic sigilat. După trezirea sa, el a învins cu ușurință pe Vlad. În timp ce Jack se dedica creației armurii pentru vânătoarea de fantome, el este întrupt neașteptat când Vlad, rănit în urma confruntării cu regele Paria, reînviat, ajunge la laboratorul Fenton Works, cerându-i disperat ajutorul lui Jack. În același timp, fantomele pe care Danny le alungase anterior reapar, locuințele și existența lor fiind distruse de regele Paria, reînviat. Vlad, cel înțelept, înmânează lui Valerie inelul regelui camomeală, declanșând un val de haos fantomatic în oraș. Forțat să formeze o alianță improbabilă, Valerie, Vlad și Danny se trezesc luptând împotriva cavalerului îngrozitor sub comanda regelui Paria, ceea ce face ca Valerie să fie lovită și să cadă inconștient în mijlocul tumultului. Văzând inelul pe mâna lui Valerie, Tucker îl informează pe Danny, ceea ce duce la dezvăluirea importanței inelului pentru regele Paria. Încercările lui Danny de a scăpa orașul de flagelul fantomilor dă greș, transformând întregul oraș într-o zonă a fantomelor. Danny se confruntă pentru prima dată cu regele Paria, dar atât el cât și Vlad sunt rapid învinși. Jack reușește să activeze un scut de fantome pentru a proteja orașul, iar Valerie, care a ajuns la locul confruntării, îi eliminează inelul lui regele Paria, salvându-i pe Vlad și pe Danny. Cu acestea, acum că puterile sale au fost complet restaurate, regele Paria își îndreaptă atenția spre stăpânirea lumii umane. Armura la care Jack a lucrat cu Migală se finalizează în cele din urmă. Danny, prea noul costum creat, se pregătește să se confrunte cu regele Paria și subalternii săi. În mod surprinzător, chiar și fantomele se adună în jurul lui Danny, pregătind terenul pentru o bătălie epică. După o luptă intensă și cu ajutorul lui Vlad, Danny reușește să-l închidă din nou pe regele Paria în sicriul său magic, restaurând pace și normalitatea în lumea lor. În urma acțiunilor sale, Danny Phantom este acum privit ca un erou în oraș, cu excepția părinților și a Valeriei, dar să ne abatem momentan de la prezent și să explorăm viitorul lui Danny. O explozie catastrofală la restaurantul fast food Nasty Burger duce la moartea tragică a familiei sale. Copleșit de pierdere, Danny, cel îndurerat, caută adăpost la reședința lui Vlad. Copleșit de durere, Danny îl roagă pe Vlad să îi înlăture latura umană, intenționând să trăiască permanent ca fantomă, ștergând amintirea traumatică. Totuși, o greșeală în timpul procesului permite spiritului bun al lui Danny să scape, atacându-l pe Vlad și separând fantoma lui Vlad de corpul său. Într-o întorsătură șocantă, spiritul bun al lui Danny se contopește cu fantoma malefică a lui Vlad. Confruntarea rezultată culminează cu Dark Danny luând viața omologului său uman, forțându-l pe Vlad, cel speriat, să fugă. În consecință, Danny se transformă într-o ființă malefică, răspândind teroare în lume. Posedând abilitatea de a prevedea viitorul, o fantomă numită Clockwork trimite o fantomă copil într-o misiune de a-l elimina pe Danny. Înainte să devină de temut, în timpul confruntării, Danny găsește accidental medalionul temporal pe care îl purta, un dispozitiv care poate facilita călătoria în timp. Tot accidental, el ajunge în posesia foii cu răspunsurile testului și de la profesorul său. În fantoma eșuază, în misiunea ei, Clockwork îl trimite pe Skulltech, o fuziune între Skulker și Technus, ca să-l elimine pe Danny. În mijlocul haosului, medalionul temporal cade, transportând pe toată lumea la ascunzătoarea lui Clockwork. Acolo, Danny se confruntă cu o viziune fricoșătoare a posibilului său viitor. Amenințați de Clockwork, Danny și prietenii săi sunt forțați să scape, aruncându-se în viitorul în care locuiește Danny malefic. În acest viitor agitat, Danny se confruntă cu Valerie și cu viitorul său. Înapoi în prezent, Sam și Tucker reușesc să se întoarcă, dar problemele lor sunt departe de a fi rezolvate. Profesorul lui Danny, domnul Lancer, află adevărul despre foaia de răspunsuri furată. Această revelație o determină pe Jess, sora lui Danny, să emită un ultimatum. Danny trebuie să returneze foaia de răspunsuri sau înfruntă consecințele. Hotărât să-și păstreze viitorul întunecat, Dark Danny îl întruchipează pe Danny original, alungându-l în zona fantomelor. Cu toate acestea, Jess, sesizând înșelăciunea, trimite un mesaj codificat prin portalul fantomelor.
fantomelor, instruindu-l pe Danny alungat să meargă la portalul lui Vlad. În timp ce Danny copiază la test, atrage fără să vrea atenția domnului Lancer. Acest lucru pregătește scena pentru o adunare tensionată la restaurantul Nasty Burger, unde familia lui Danny și viitorul său amenințător se întâlnesc. Danny Malefic este hotărât să-i anihileze pe toți, dar eforturile lui Jess sunt în zadar. Cu toate acestea, în ultimul moment, Danny original apare. Prin primirea mesajului Jess, el reușește să-l găsească pe Vlad, care îl ajută să extragă medalionul temporal înfipt în stomacul lui, permițându-lui Danny să se întoarcă în timpul său propriu. După un duel intens, Danny învinge viitorul său, dar victoria vine cu un cost tragic. Restaurantul explodează, provocând numeroase victime. Pus în fața acestui dezastru, Clockwork intervine pentru a da timpul înapoi până la momentul predării testului. Acest lucru îi permite lui Danny să returneze lucrarea la domnul Lancer, punând lucrurile la locul lor. Între timp, efortul lui Vlad de a crea o altă clonă lui Danny duce la crearea unei fete numite Deneline. Deneline și Danny se întâlnesc, iar curând Danny este capturat de Vlad, care își dorește ADN-ul său pentru a produce o clonă superioară. Când Daniel află despre originea sa și disprețul lui Vlad pentru ea, fata alege să se aleze cu Danny împotriva lui Vlad. Această alianță dovedește utilă când Tucker și Sembly se alătură, ducând la înfrângerea lui Vlad și emanciparea lui Daniel. Vlad o trimite ulterior pe Valerie să o captureze pe Daniel cu intenția de a o ucide. Cu toate că reușește să-i captureze pe amândoi, planul lui Vlad se destramă, deoarece Valerie, neștiind identitatea sa de fantomă, îl ajută pe Danny într-un moment de răscruce a evenimentelor. După o săptămână, Daniel este readus la viață de către Danny și Valerie descoperă adevărata identitatea lui Vlad. Vlad, acum primar al orașului, după ce a dus o campanie de succes, fură harta lumii de la Frostbite, un aliat de încredere al lui Danny, dar Danny reușește să o recupereze. Cu toate acestea, Vlad creează o nouă problemă gravă, lansând un asteroid îndreptat direct spre Pământ. Pentru a profita de avantaj, Vlad a format o echipă cunoscută sub numele de Masters Blasters, cu un impresionant record în înfrângerea spiritelor malefice. Această echipă l-a întrecut constant pe Danny, câștigând mai multă admirație și recunoaștere din partea locuitorilor orașului. Această constantă întrecere îl face pe Danny să simtă inutil și depășit, determinându-l să ia în considerare renunțarea la identitatea sa de fantomă. El se aventurează în zona fantomilor și reușește să își înlăture jumătatea de fantomă. În momentul în care prietenii săi descoperă acest lucru, sunt foarte dezamăgiți. În curând, Danny înțelege realitatea dură. Orașul său are nevoie de puterile sale fantomatice mai mult decât anticipase. El încearcă disperat să-și recapte puterile, dar portalul defect al zonei fantomilor îi pune piedici majore. Între timp, amenințarea iminentă a asteroizilor se apropie amenințător, coliziunea lor cu Pământul fiind estimată să aibă loc într-o săptămână. Eforturile guvernului de a neutraliza asteroidul sunt ineficiente, așa că tatăl lui Danny și Masters Blaster spun că are un plan pentru a distruge asteroidul în spațiu, însă eforturile lor sunt în zadar. Vlad profită de oportunitate și dezvăluie public starea sa de fantomă pe jumătate. El promite să salveze lumea cu o singură condiție: el trebuie să fie numit lider suprem al tuturor țărilor și să-i fie acordat o avere uriașă. După ce Vlad eșuează și în contradicție cu planul egoist al lui Vlad, Danny propune un plan altruist. El adună un mare grup de fantome cu intenția de a face Pământul invizibil, permițând astfel asteroidului să treacă fără să provoace daune. Ghost Skull, un inamic notoriu, încearcă să împiedice planul lui Danny. Cu toate acestea, intervenția sa declanșează întâmplător revenirea puterilor de fantomă ale lui Danny. Cu puterile sale din nou active, Danny se întoarce acasă și împărtășește planul său ingenios. În timp ce lumea se unește pentru a contracara amenințarea iminentă, Danny profită de un moment de liniște în mijlocul haosului pentru a-și exprima sentimentele către Sam într-un moment emoționant. Danny descoperă o revelație uluitoare. Zona fantomelor și Pământul au o relație simbiotică. Distrugerea Pământului ar însemna și pierderea zonei fantomelor. În ciuda amestecului constant al lui Ghost Skull, Danny reușește să mobilizeze fantomele la oalt, reușind să salveze ambele lumi de la o distrugere iminentă. Într-un moment puternic, Danny își dezvăluie identitatea de fantomă familiei sale și întregii lumi, consolidându-și statutul de erou aclamat. Însă soarta lui Vlad are o trăsătură sumbră. El rămâne neajutorat, plutind în imensitatea rece a spațiului. Am reușit să recapturăm cu succes cele 3 sezoane ale lui Danny Phantom, dar să abordăm câteva ciudățenii și neînțelegeri. Descoperirea secretului lui Danny de către Jess. El deduce identitatea sa de fantomă după ce a observat numeroase semne revelatoare, dar a ales să respecte intimitatea lui Danny până când acesta a fost pregătit să îi se destăinuie. Aparent, alenevia a părinților lui Danny. Contrar acestui lucru, sunt excepțional de inteligenți. Neștiința lor cu privire la secretul lui Danny nu umbrește realizările lor remarcabile, cum ar fi crearea unei serii de dispozitive fantomă și a portalului zonei fantomelor însuși. Cu acestea, incapacitatea lor de a identifica secretul lui Danny mai devreme sublinează existența unor forme diverse de inteligență. Au fost de asemenea mai multe inadvertențe răspândite pe parcursul serialului și acestea sunt câteva dintre ele. În sezonul 2, episodul 15, Danny capturează o fantomă folosind termosul Fenton, care ulterior se sparge. Cu toate acestea, în episoadele următoare, el este ca prin magie intact din
nou. În acest episod, Danny folosește mănușa realității pentru a manipula bărbații în alb să înceteze urmărirea lui, dar amintirile lor despre acest incident este de scurtă durată, deoarece ei reiau urmărirea în următorul episod. În timpul finalului, se declară că sunt necesare aproximativ 97 de milioane de fantome pentru a face Pământul invizibil. Dar atunci când fantomele se adună, numărul lor abia depășește 100. În sezonul 3, Danny este capturat de un tânăr, dar poate fi perceput doar de copii. Cu acestea, îi vedem pe Masters Blasters reușind să-l captureze, ceea ce înseamnă că adulții îl pot vedea. Mai sunt și alte inadvertențe și mici scăpări pe parcursul serialului, dar cele pe care le-am menționat sunt cele mai evidente. În ceea ce privește relația dintre Danny și prietena lui Sam, după ce Danny devine celebr în toată lumea, tranziția lor la viața de facultate vine cu provocări unice. Cu toate că cei doi se confruntă cu prezența constantă a fanilor persistenți și a paparazilor neobosiți care încalcă frecvent intimitatea lor, ei încearcă să găsească o pace în mijlocul haosului, recurgând la întâlniri invizibile, folosind puterea lui Danny pentru a-i proteja de ochii curioșilor. În ciuda acestor obstacole, forța relațiilor nu cedează niciodată. De fapt, ei continuă să înfrunte amenințări spectrale ca apar din echipa Phantom la un deceniu după ce Danny a dobândit pentru prima dată puterile sale fantomatice. În ceea ce privește arborele genealogic, creatorii show-ului au lăsat anumite aspecte ambigue, lăsându-ne fără explicații sau delimitări clare. Din evaluarea mea, show-ul cu siguranță este în evidență în categoria sa, meritând nota 8 din 10 pentru povestea sa captivantă, personajele interesante și amestecul inovator de umor și elemente supranaturale.